Cum și-a primit știuca pedeapsa? A fost odată în adâncul apelor o știucă rea. Nici un peștișor nu se putea înțelege cu dânsa, iar cum se ținea numai de năzdrăvănii și răutăți, peștii hotărâră să o ducă la tribunal pentru a fi judecat. Își spuneau că legea e dreaptă și că le va da câștig de cauză, astfel că vor scăpa de o asemenea pacoste. Dar ce să vedeți, că judecător mai mare peste toți era însuși vulpoiul cel șiret, pe care știu că l-a ajutase de nenumărate ori să prindă pește din belșug, trădându-și astfel neamul. Cei doi erau așadar buni prieteni și vulpoiul îi făcu cu coada ochiului știucii când aceasta fu adusă la judecată, semn că îi va ține partea. Judecata a început și peștii începură să spună cu toții ce răutăți făcuse știuca. În final, ei nu cereau decât dreptate pentru tot ceea ce făcuse, știuca merita să fie spânzurată. Auzind dorința lor, vulpoiul le spuse: să auzim ce are de spus inculpatul. Și întorcându-se spre știucă, o întrebă: tu, știuco, ce ai de spus în apărarea ta? Dar știuca, fiindcă vulpoiul îi făcuse semn cu coada ochiului și știa că îi va ține partea, răspunse: nu am nimic de spus. Judecătorul se întoarse spre pești și spuse hotărârea finală: dragii mei, sunt întru totul de acord cu ce ați decis. Dar nu vi se pare oare că aceasta e o moarte mult prea blândă pentru acest acuzat mișel? Eu propun ceva cu adevărat groaznic. Știuca va muri prin nec. Astfel, știuca fu aruncată în apă și scăpă cu ajutorul prietenului său, vulpoiul cel viclean.